spectacol de circ clasic în stațiunea Bușteni. Sute de copii, dar și adulți nostalgici, după numerele de circ de altă dată, au umplut până la refuz sala de spectacole a Centrului Cultural Aurel Stroie. Din programul trupei Imperial, aflată pentru prima dată în România, nu au lipsit numere consacrate de circul clasic, cum ar fi Tăierea femeii în două, Paharele cu țepușă sau cele de echilibristică. Lipsit nici momentele interactive atunci când copiii au fost imitați pe scenă și alături de prezentator au avut ocazia să simte emoțiile unui spectacol adevărat. Spre finalul spectacolului au avut loc și defilări ale animalelor, iar șarpele boa, lung de 3 metri și cu o greutate de 30 de kilograme, a primit cele mai multe strigăte de admirație și aplauze la scenă deschisă. Ce s-a plăcut? Șarpele. A fost cel mai tare? Da. Mi-a plăcut șarpele. Nu ți-a fost frică? Nu. Dacă scăpa șarpele? Eram asigurat. Aia cu șarpele, cu boasca. Okay. Chestia aia când țineam cuțitele așa, cu cuțitul ăsta în gură și așa. Da, ce? Când am plăcut șarpele. Ți-a făcut șarpele? Da. Nu ți-a fost teamă? Nu. Super tare! Un public extraordinar! Foarte, foarte mulțumiți! Deci sunt foarte, foarte... Sunt și eu încă în extaz pentru că ați văzut ce s-a întâmplat și aici. Timp de o oră și jumătate, atât adulții cât și copiii au fost entuziasmați de numerele circarilor, care, bucuroși de succesul pe care l-au avut, au promis că vor reveni în stațiunile de pe Valea Prahovei.